Mamă, greu mâncați șpana ta, uitați-vă pe ăsta. E lovit pe toate părțile. Cam diferență cu toba asta nouă. Cu toba nouă, da, zici că am toba nouă. Am motor nou de când cu toba asta. Salut. Da, mă, ce vreau să vă mai spun. Aoleo, Doamne. Bă, în ultima vreme am văzut, frate, o fi din cauza că ne-am omulțit noi ca motocicliști. Nu înțeleg care e faza. Dar nu prea mai salută lumea, frate. Adică sunt ăștia de au motoare gen de-astea de 1000, de-astea super moto și Harley și astea. Ăștia nu se coboară la nivelul ăștia cu scutere sau știi ce zic? Nu salută ei, adică puii mei, dacă ai un 50 sau un 250, nu tot pe două roțești, nu ești tot motociclist sau tot scuterist. Nu știu care e faza. Salut și ție. Da, nu prea mai salută lumea, nu știu ce să zic. Mie mi-a intrat în reflex în puii mei. Chiar dacă acum câțiva ani nu eram atâția, dar... Na, mi-a intrat în reflex. Asta era așa ca o paranteză. Vreau să vă povestesc ce am pățit aseară când am făcut live-ul la Gramp. Bă, toate bune și frumoase, după ce am cărat la mașină în puii mei jumătate de oră, zici că se mutase Nubian la Gramp, deci cu toată aparatura și toate răgăliile alea. Hai plecăm că ăștia sunt cam retardați. Da, deci cărăm noi toate alea, am făcut vreo 3-4 drumuri, frate, înapoi spre... la mașina lui Nubian. Când să ieșim de acolo, că parcasem undeva gen pe trotuar în fața blocului lui Gramp, ce ziceți, mă? Ne-a blocat unul, frate, era parcat în spate, dar blocase gen tot accesul, nu mai puteai să dai în spate. Era un Renault Clio, o să vă pun o poză cu nenorocitul ăla sau nenorocita care a parcat-o în puii mei ca un cur. Chiar m-am abținut să nu-i facem ceva la mașină în puii mei, dar chiar merita, frate, adică n-are vină mașina că el e retardat sau ea, dar merita așa să-i fi lăsat un semn. Da, și am stat pe acolo vreo jumătate de oră pe lângă ea, dă-i pumn, dă-i picioare, nu lăsase niciun număr, nu nimic. Până la urmă, noroc un băiat care era prin zonă pe acolo și avea mașina parcată la bordură, și s-a oferit să mute mașina ca să putem noi să ieșim. E, acum problema era alta, că omul s-a dat săracul, dar era o bordură, mâncați șpana ta de asta, de șpagă, știți voi? De asta exact cât un... Ce vorbești, mă? Nubian are mașina cam joasă și dacă cobora bordura aia și cu fața și cu spatele, sigur atingea pe dedesubt și-și făcea mașina praf. Și aute-ne pe noi, mâncați la 12-1 noaptea cât era, căutam borduri, mâncați-și gura ta și pietre să punem acolo ca să putem să coboare asta cu mașina. Până la urmă am găsit eu niște borduri și am reușit să dăm mașina jos de acolo. Ne-a ajutat și băiatul ăla, 10.000 de manevre, chinuie-te. Și pe ăla cu Renault Clio durea în cur. O să vă las o poză cu el să-i urați de bine. Dacă îl vedeți pe undeva să-i... Noi i-am urat, i-am umplut frigiderul aseară. Și asta a fost pățania noastră. După ce că eu mă grăbeam în puii mei și vreau să ajung acasă, am mai stat și după retardatul ăla și pe urmă să căutăm să cărăm borduri. Zicea lumea că suntem la furat în puii mei. Hai, asta am vrut să vă povestesc. Până data viitoare, vă pupănuț. Zbai. We'll be right back.
of everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.